Da, 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 bună ziua și bine ne revedem, Ștefania. Pornim la treabă urgent. Tema pentru acasă, da? Bun. Calculați. 765. 1, primul, da? Da. 765. Minus 236. Egal cu. Deodată putea face, da? Da. 15 minus 6, 9. Da. 1, 2 rămas 4. Deci au rămas aici cât? Au rămas 4, 5. 5? 5, adică e 2. Da, 2. 2 și 5. 5. Apoi? 5. Amit a fost, nu? Da. B mic. Apoi, 869. 869. Minus 783. 783. Egal cu, repede? 9 minus 3, 6. Corect. 16 minus 8, 8. Da. Și 7 minus 7, nimic. Corect. Repede, ce-o? Ce? 9877. 9877. 876 minus 237. 237 egal cu 16 fără 7, 9. Corect. 7 fără 3, 4. Dar nu 7? E 6. 6, atenție, multă. 7 minus 3, 3. Da. Și 8 minus 2, 6. Da. Și 9. Și 9. Da, mai departe. Acum 1009. 1009. Minus 1357. 1357. Egal cu 972. Bun. 0 minus 5, adică deci, dintr-o 1000, dintr-o 1009 scădem 1357, poate e greșit. Cum dintr-o 1009 să scazi 1357? Ia uitați. Deci 1009 minus 1357, nu se pare că e scăzător. Da, adică poate o să zicem 135. Să zicem, adică să denunțăm. Sau numai 357. Hai numai 357. Scădem numai 357. 357. Da. Așa. Acum. 2, 5. 2, 5. Ne-am împrumutat. Da. Și ne rămâne 7. Păi nu. Că aici e ordinul suteror. Deci noi am luat de la 1 ăsta, l-am făcut 10 aici și a rămas 9. A, rămas 9, da. Da. Acum, 9 minus 3, 6. Da, și nimic. Și nimic. Bun. ABCD e. Da. Acum, da, a, da, 34.000. Da. 9. 34.000, 9, da? Da. Minus 7.000. 392. 92. Egal cu? Egal cu. 9 minus 2, 7, 1. De ce 1? Păi ne-am împrumutat. Așa. Bun, perfect. 1. Deci 1, e 10 minus 9. Ne-a rămas 9. 9 minus 3, 6. Se. 14 minus... Nu-i 14? 13. Așa că ne-am împrumutat. 13 minus 7, 6, da. Și 3. Și, adică și, nu, 2, 2, 2. 2. 2. Așa. 26.617, da? Da. ABCD, E, F. 1.000...
123 de mii, m-am oprit aici. Da. 546 minus 89 de mii 769. 769 și egal cu? Egal cu 16 minus 9 8. 16 minus 9 7. Așa, deci 16 minus 9 7, da? Da. 7. După 13 minus 6. 13 minus 6. 7. Da. După 14 minus 7. 7. Da. 12 minus 9. 2. 12 minus 9. Da, 2. 12 minus 9? 3. 3. Așa. Și 11 minus 8? 4. 11 minus 8? Ia mai filmul. 3. 3. Dacă ați fost 12, da? Nimic. Și nimic. 30. Hai să mai facem o dată, să nu fi greșit. Care ar fi proba scăderii? 333.777. Nu 333, 33.000. 33.777. Adunăm cu 80. Cu 89.769 și trebuie să ne dea rezultatul. Exact, hai să facem proba invers. 9 cu 7. 7. 16. 6 scrim și 1 reținem. 1 acela îl punem la 6 și 7. 6 și 7. A, 7 și cu 7, 14. 4 scrim și 1 reținem. Păi da, da, eu trebuia să... Era 16. A, și l-am dus la 6, așa. Da? Da. Acum... 1 s-a dus 7 și 7, fac 14 și 1 reținut. 7 și cu 7, 14 și cu 1, 15. 5 scrim. Și 1 reținem. Reținem. 9 și cu 3... 13. 9 și cu 3? 12 și cu 1, 13. 3 scriv și 1 reținem. 8 și cu 3, 12. 8 și cu 3? 11 și cu... 1 reținut, 12. Da. Este corect. Deci am făcut corect. Mergem mai departe. Așa. ABCDEF. G? Mai ai? G, da. G. 1083. 1083 minus 183. 183. 0. Da. 0. Da. 9. Da. Și nimic. Și atât. 900, da? Da. 2011. E F, G, H, da? H. Da. 2011 minus 1102. Da, așa, da? 1102. Așa. 11 minus 2, 9. Da. 10. Nu, 0. 0. 0 din 0, 0. 0. Da. Că ne-ai zis 2. Da. Din... A, și-a rămas 0, da. A. Așa. Acum 9. Cum vine? Alo. Da. Alo, da. Alo, vă ascult. Zi. Așa, deci 11 minus 2, 9, 0. Acum, 0 minus 1, nu se poate, ne împrumutăm. 10 minus 1, 9. 1 minus 1, 0. Alo. Nimic. Bună ziua. De la?
Uite, sunt în lecția de matematică, sunt în direct acum la televiziune și nu pot răspunde. Da? Bine, bine, salut. Deci, am zis așa, 2 din 11, 9, 0, 1 din 10, 9, și nimic. Și 1 din 1, nimic, da? Deci atâta este. E 2000 și ceva, scază 1000 și ceva, 99, bine, merge. GH, I, I, da? I. 70.507. Minus 50.750. Obținem? 705. 705, da? Da. 705. Așa, 7 minus 5, 2, da. 0, 15 fără 7 ar fi 8, da. 0. Atenție, atenție, atenție! Nu, că ne-am ajutat. 9 așa. Minus 0, 9. Da. Și 2. Și, și, și? 1. Și 1, că a rămas 6 acolo. Da? În loc de 7, că ne-am ajutat. Deci, 19.802. Da. Acum, punctul 2. Deci am terminat pe 1. Existul 2, da? Ce zici da. Acolo? Da. Păi, efectuați. Tot același lucru. Da? Acolo a fost calculat, acum mai efectuați, da? Bine. Te rog. 4.707. Amintim, nu sunt mai multe puncte. Nu. Mai o singură chestiune, da? A, nu. Sunt tot până la ei. A, așa. A, pornim cu așa. 4.758. 4.758 minus 2.326. Da? Deci, da, e bun. 8 minus 6, 2. 5 minus 2, 3. Da. 7 minus 3, 4. Da. 2. Și 2, da? Da. Acum, B. 5.769. 5.769 minus? Minus 1.036. 1.036, egal cu? 9 minus 6, 3. Da. 6, 3. 3. 0. 0. De ce 0? Adică nu, 7, 7. 7. 7 și 4. Și 4. 2.317 minus 1.529. Acum, 17 fără 9, 8. Da. 10 minus 2, 8. Da. 12 minus 5. 12 minus 5. Ai pe 2 și încă un 3 mai trebuie până la 5. Și e din 10. 7. Nu 12. A, da, 7. Da. 7. Și nimic. Nimic. ABC, D. 3.600. 3.600. Minus. 1.357. 1.357, egal cu? Egal cu. 16 fără 7, 9. Da.
ne împrumutăm 10 minus 5, 5. Deci 10 minus 5, 5. 9 minus 3, 7. 9 minus 3, 6. 6. Dacă ar fi fost 10 minus 3, fac 7. Da. 6. Și 2 minus 1, 1. 1. Așa. Așa ai zis, da? Da. Minus? Minus 9.297. Așa. Așa. 15 fără 7, 8. Da. 10 minus 9, 1. Deci 15 este fără 7, da? Da. Când am împrumutat. Bun. Și... Tocmai la 3 te-ai împrumutat. Da. Și aici cât o rămas? 9. 9, vezi? A, 0. Da. Acum 9 minus 2, 7. Da. Așa. Acum 12. Da, 12 minus 9, 2. 2. 12 minus 3, 9, 3. 3. 3 și 1. 1. 13.000. 13.708. Yes. De... Da. 30.000. 20. Da. Minus. Minus. 27.000. 27.000. 86. 86. Este egal cu? Egal cu. 10 minus 6, 3, 6, 4, 4. Așa. 11 minus 8, 2. Dar dacă 3, ar fost 3, dacă ar fost 10, scăzut tot fără 2. 3. 3. 9. Că e 9 minus 0. Așa, 9. 10 minus 7, de, 3. De ce 10? De ce 10? Că nu se poate... A, 9. 9 minus 7, 2. Da. Și nimic. Nimic. A, B, C, D, E, F, G. 98.000 436, egal cu? Ne împrumutăm 10 minus 6, 4. Da. 9 minus 3, 6. Da. 13 minus... Dar tot 13 mai este acolo? 12. Păi 12, ține minte că dacă e greșeală. Te-ai împrumutat deja. Da. Deci te-a rămas 2. 12 minus 4. 12 minus 4, 7. Nu. Hai gândești, 12, da? Minus 4. 12, o depășit deja pe 10 cu 2. 6. Și mai e un 2. Uite cum aș gândi eu așa. 12, ai minus 4, da? Da. Egal cum. Dacă vrei 12, scrii ca fiind 10, plus 4. 2. Plus 2, da? Minus 4. Și acum din 10, dacă stați pe 4, ne dă 6. 6 și cu 2 ăsta? 8. 8? Da, da. Așa mă gândeam. 8. Da.
Pune, suntem 12 minus 4 și a zis 8. Și acum e 7 aici, da? Da. Adică 7... 17. 17 minus 8, 9. Da. Și 7. De ce 7? Păi, n-a rămas... Așa, 8. Și ai scăzut pe 1? Da. 7. 7, corect. 79.664, da? Da. E FGH. H. Aici. 123.000. 456. Da. Minus 122.000. Da. 679. Egal cu 16 minus 9 și ne dă 7. 16 minus 9 egal cu 7. Ne-a rămas 14 minus 7 și ne dă 7. Da. Așa, 13 minus 6 și ne dă 7. Așa. 14. Așa, 12 minus 2. Păi de ce 12? 2. În loc de 3 a rămas 2. Ah. 2 minus 2? 2 minus 2, 0. Da. 0, 0, 0. Adică... Da. 777. Asta este răspuns. 777, da? Da. I. I. 989.000. 898. Minus 898. 898. De mii, de poate, mii, da. Da? 989. 989. Da. Egal. 18 minus 9, 9. Da. 18 minus... Dar de ce 18? 8. 8. 8 minus 8? 0. Așa. 18 minus 9, 9. Da. 0. 8 minus 8, 0. Da. 9. Cât vine acum? 9, 18 minus 9, deci, da? Da. 18 minus 9, 9. 9. Și nimic. Și nimic. Răspuns 90.000, 909. Mai avem aici? Am terminat cu 2. Da. Acum 4. 4. Ce zice 4? Efectuați în două moduri, folosind proprietatea A minus paranteză B minus C, închide paranteza, egal cu A minus B minus C. A minus B minus C în paranteză. Da. B minus C paranteză egal cu A minus B plus C. B plus C. Asta e proprietatea pe care trebuie să o folosim în ghicitul de mai mic tot, nu? Da. Adică odată să facem după calculul ăsta și odată să facem în varianta asta. Da. Deci în două moduri. Acum. A. Prima chestie. 27 minus 20 minus 3. 27 minus 20 și minus 3 în paranteze? Da. 20 minus 3 în paranteze, așa, da? Da, paranteze. Și egal mai departe? Și A egal mai departe cu 27 minus 20, adică că, A, nu, 20 minus 3. Cât face 20 minus 3? Păi trebuie să scriem? Nu, păi scriem rezultatul acum. A. Deci ca și cum face paranteza, da? Așa, 20 minus 3, 18, 17. 17.
Da? Și egal cu? Egal cu 7. 27 minus 17? 1. Tare. Stop. E 27 dacă scazi 17. Ai 27 de lei, scazi 17. Păi 7 minus 7, 0. Da. 2 minus 1, 1, 10. Păi 10? Nu știu ce avem. Da? Deci atenție, 10. Pentru că la ordinul 10 o să faci diferența, da? Da. Și se face și în celălalt mod. Adică după varianta asta. Ăsta este A, ăsta e B și ăsta e C. Da. Deci facem varianta 27 minus 20. Minus 20 plus 3, da? Da. Așa zice acolo să facem. Da. 27 minus 20. Minus 20 plus 3. Da. Da. Și cât face? Trebuie să rezolvăm ceva. Păi da. Păi tocmai să vedem dacă dă acel răspuns. Dă 23. De unde e 23? Păi, n-am adunat 20 plus 3, egal cu 27. Da. Păi facem în ordine în care sunteți. 27 da. Minus 20, cât face? 27 minus. Sau așa. Păi nu sau așa, neapărat așa. Deci, autorul ne spune așa, există această proprietate. O să o înțelegem noi mai târziu. Da. Și noi am luat-o în primul membru și la anul creat. Da. Și a fost primul membru? 27 minus, în paranteză, 20 minus 3. Da. Și a lucrat. Cum știm noi, se face paranteza rotundă întâi, nu? Da. Am scris pe 27, l-am copiat. 20 minus 3 fac 17 și 27 minus 17, 27 minus 17 mă da 10. Ăsta ar fi răspunsul în prima variantă. În a doua variantă de lucru, să vedem dacă e egal, o să-i deștept sau nu. Noi îi verificăm acum. Verificăm dacă proprietatea asta e corectă. Și ne dă 7. Deci 27 minus 20 face 7. Deci egal cu 7 plus 3. Face? 10. Excelent. Bine. Înseamnă că e corectă proprietatea. Deci am probat-o pentru o... Pentru punctul A în două moduri, da? Stângul am lucrat, am lucrat și dreptul și e adevărat. Da. B-ul. 400. 400. Minus. Paranteză rotundă. 157. 157. Minus 47. 47. Egal cu 400, da? Da. Minus. 7 minus 7, 0. 5 minus 4, 1. Și 1. 110. Da, și egal cu? Și egal cu 0 minus 0, 0. Ne împrumutăm. 10 minus 1, 9. Da. Și 3 minus 1, 2. 290. 290, într-un mod. Da. Acum, de desubt. Acum facem. Stai. Așa, egal cu 400 minus 157 plus 47. Nu mai pune paranteza, da? Când nu mai pune paranteza, doar deosebirea este că ăsta din minus se transformă în plus. În plus, da. Să vedem ce este. E corect? Acum, egal cu 0 minus 7 nu se poate, ne împrumutăm, ne rămâne 3. Da. Așa. 9 minus 5, 4. 9 minus 5, 4. Și 3 minus 1, 2. 243 plus 47. Egal cu 7 și cu 3, 10, 0 și 1. 4 și cu 4, 8 și cu 1, 9. Și 2. 290. Excelent! Acel rezultat se ajunge și într-un fel și în cealaltă. Mergem mai departe. 100 minus, în
para a Terra, 300 menos 200. Deci cum ai spus? 100 minus. Ce-ul, da? Da. 100 minus. În paranteză. În paranteză, 300 minus 200. Egal. Egal cu 100 minus 100. Face 100 minus 100. Și egal cu 0. Da? Și face 0. Hai să vedem și în varianta cealaltă. Și în varianta cealaltă face. Așa, egal cu 100 da. Minus 300 plus 200. Și egal cu 100 minus... Dar nu e corect. Dar nu merge. Nu poți să-i faci ori. Dar totuși poți să asociezi așa. Putem 100 asta și cu 200 adunate. Și tu nu să faci căderea. Ah, da. Și egal cu? Egal cu 100 plus 200 minus 300. Așa putem zice. Deci egal cu 100 da. 100 plus 200 plus, da? Minus 300. Și face? Și face 100 minus 300 minus 300 egal cu 0. Egal cu 0, da? Deci vezi? 300 minus 300 și face 0. Și pe această cale, dar ne-am prins din poanta asta, că adunarea e comutativă, adică 100 asta, 200 îl adunăm lângă ăsta, că da? Și cum scădeam? Bine, A, B, C, D. 666 minus paranteză rotundă 555 555 minus 111 egal 666 minus 444 minus 444 ce face? Acum 222. Și cealaltă variantă? Minus 555. Acum, 666 minus 555 plus 11. Plus 111. 111, așa. Acum, 666 minus 666. Și egal cu 0. De ce? Cum ai zis tu 666 minus 666? Că n-am înțeles. A, nu, m-am greșit. Le faceți căderea, că se poate asta de rată. Da, se poate. Am greșit eu. Deci cât face? Așa, acum face 111 plus 111 și egal cu 222. Păi dacă dădea 0 era o contradicție, cât mai sus era 222. Da, am calculat eu greșit. Da? Bine. Și acum, n-ai calculat. Doar așa ai spus. Am fost neatente. Da, că nu corect este să spun că am fost neatent, adică să spun că am calculat greșit. Calculez? Da, da, numai corect. Așa. Acum, 80 minus. Deci, 80 minus. În paranteză. În paranteză, 19 minus 9. Și egal 19 cu... minus 9. Egal cu 80 minus 10 egal cu 70. 80 minus 10 și egal cu 70. Pe acum, varianta cealaltă? Da. Și pe varianta cealaltă? 80 minus 19 plus 9. Minus 19 plus 9. Și egal cu... 1, că ar fi 10 minus 9, 1. Da. Și ne-a rămas 7. 7 minus 1, 6.
plus 9. 69 plus 9. Și egal cu 70. 70. Același rezultat, da? Da. Bun. Dar știi cum ar fi fi zis? Așa și așa. 80 cu 9 făcea 89. A, da. Plus 19 și face 70. Da? Și acum, yes, da? Formul 2012 minus, da, paranteză rotundă, 2012 minus 1012. 1012, da? Și 1012, da? Da, da. Și egal cu 2012 minus 2012 minus 0, 0, 0 și 1. 1000. Minus 1000. Minus, așa, da. Egal cu 2, 1, 0 și 1. Păi din 2012 scazi 1000, da, dat răspuns. Faci 1012, da? Și acum? Varianta cealaltă. 2012. Vorbește. Așteptăm. Da. Așa, egal cu 2012 minus 2012 plus 1012. Da. Și egal cu 2012 minus... nu, nu. Și egal... Adică 0 plus... Deodată... 1012. Vezi? Deodată 1012. Și mai avem vreunul? Nu. Avem și punctul 5. Așa, bine. Dar vreau să spun dacă mai avem vreunul... Nu. Deci punctul 5, să vedem cum sună. 4, am văzut că a încercat să ne dovedească că e bună proprietatea aceea, da? Da. Asta a fost. Și zicea verificat pe mai multe situații. Și asta e tot la fel, dacă e altă proprietate. Ia să vedem ce proprietate este acolo. Efectuați în două moduri. Da? Folosind proprietatea A minus B minus C. A minus B minus C în paranteză. Nu, nu, nu. A minus B minus C așa, egal cu... egal cu A minus în paranteză B B plus C. B plus C. Așa. Așa, da. Acum să luăm situații concrete, da? Da. A minus 125 minus 43 minus 19 egal cu facem în ordine, așa le facem. Da. 5 minus 3 2. 5 minus 3 facem 2. 12 minus 4 9. Nu, 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 nu. 9. Minus 4. Așa aș face așa. 8. 8. Pentru că ai un 2 și încă un 2. Da, și încă un 2. Da. Așa, 8. 8. Minus, minus 43, da? Da, mă refeream că nu... Nu, nu mai era minus nimic. Minus 43. Da. Minus 19. Minus 19, da. Minus 19. Eu sunt atent. Egal cu... 12 minus 9, 2. 12 minus 9? 3. Și 7 minus 1, 7. 63. 7 minus 1, 6. 63. Da, și acum a doua metodă. Da. Prima și a doua. A doua... Egal cu... Scriem din nou pe
tá? Da. 125 minus 43. În paranteză, nu? Da, 43 plus 9. Și egal. 125 minus 9 și cu 3 12, 2 da. Și 1 6 da, 6. 6, 62 și da. Egal cu? Și egal cu 5 minus 2, 3 da. Și 12 minus 6 6 63, este rezultat. Da. Acum, eu vreau să spun ție niște chestii care ți le-am mai spus altă dată. Spune așa, dacă ai în buzunar 125 de lei și ai datorii 43 și 19, da. Poți să dai pe rând datoria la fiecare, dar poți să aduni toată datoria. Da. Ai adunat datoria și datoria cât e? 62. 62. Și scazi din 125 datoria toată da. Și îți dă același lucru. Deci, ori ai de dat datorie la doi colegi și în loc să, pentru a vedea cât îți rămâne, dai datoria, numeri banii, iar din ăștia dai datoria și iar numeri banii, mai bine spui așa. Păi stați o secundă. Eu am să vă dau vouă. Unul ia 43 și altul 19. Numeri, repede. 43 cu 19. 43 cu 19, adică 62. Îi dă-le dai 62 și vă împărțiți-vă voi. Da. Că eu știu cât am rămas. Am rămas cu 63. Era poanta aceea care v-a spus eu, ce spuneam eu ții, că minus cu minus da. Datoriile adunăm ca să vedem datoria totală. Da. Nu? Am făcut noi pe anul trecut la un moment dat, v-am arătat. Da. Da? Asta vreau. Proprietatea asta spune. Deci dacă ai mai multe datorii, le adun datoriile toate și scazi din toată datoria finală. Le aduni datorile, da? Minus cu minus face minus. De minus. Acum, 1262. 1262. Minus 1005. Minus 1005. Minus 98. 98. Egal cu. Și facem... Facem așa direct pe bucățele. Da. Adică îi dai la primul datoria numer cât îți rămâne și dai și un celălalt. Adică, ia să vedem. 12 minus 5. 7. 7, că un 2 l-ai avut da. Și mai ai 3. Da? 7. 7. Că l-au din 10 așa. Da. Acum a rămas 5. Așa. 5 minus 0, 5. Da. Adică, da, da, așa. 2, adică tot 2. Tot 2. Și 1 minus 1, nimic. 257. Minus 98. Și face. Egal cu 17 minus 8. 17. A, minus 8. 3. 8. Hai să vedem. Mai atent. 17 minus 8. Da. Practic, îl dai pe... Și ne rămâne 2. 2. 2 și plus 9. Face 9, da? Da. Așa. Deci, 9. Acum, ne-a rămas 14 minus 9 da. Și 14 fără 9 ar fi 5. 14, da, fără 9 egal cu 5. 5. Da. 59. Asta este... Da. Hai să facem, adunăm datoria deoparte. Deci scriem din nou. Scriem din nou. 1262. Așa, egal cu... 1262 minus, în paranteză, s-a adunat. În paranteză, 1005 plus 98.
Și Iacob. Dar nu e aceeași proprietate? Pe care ai făcut-o aici. Nu e aia din data trecută. Acolo, la proprietatea... Acolo era în paranteză. Așa. Deci... Așa. Acum, 1262 minus... Că... Adună datoria. Nu scădem din ăsta pe ăsta și până scădem și celălalt. Și adună toată datoria. Minus... Începem. Acum, 5 și cu 8. A, adunăm, da. Păi nu le adunăm. Corectiv în paranteză. Pe 5 cu 8. 19. 5 cu 8. 5. Și cu 8. Invers. La 8 îi mai trebuie până la 10. 2. Luăm din 5. Da. 14. Ia mai trebuie. Deci, la 8 cât îi trebuie? Ca să facă 10. A. Eu ziceam... Cum să facem? Cum, cât să îi adunăm la 5 ca să fie 8 și cu 8. În 5 ca să îi adunăm... Îi mai trebuie 3. Adică 6, 8 și cu 8. Da. 16. 16 minus 3, 13. E bine și așa. Dar tu ai făgălit așa. Cum ai gândit tu? Am zis că să-i mai adăugăm lui 5 ca să fie 8. Păi 5 cât se mai adaugă ca să fie 8. Adică 3. 3. Și am făcut 8 și cu 8, 16 și după 16 minus 3. Aia care l-am făcut. Da, dar e pe ocolite. E complicat așa. Dacă tu îți dai seama că lui 8 ca să-l faci 10 mai trebuie un 2, da. Rup pe 5 într-un 2 și un 3. Da? 2 ori stai completat și ai făcut 10 și cu 3, 13. Yeah. Deci este mult mai corect așa. Așa este ciudat. De ce nu dai tot timpul răspunsurile corecte? Deci atenție, când adui pe 5 cu 8, te gândești la 8, lui 8 cât îi mai trebuie până la 10? Un 2. Da? Yeah. De unde să le iau? Din 5. Adică dacă am luat pe un 2 din 5, rămâne 3. Și-a făcut 10 și cu 3, 13. Da? Așa trebuie gândit. Deci vine cât acum? Minus 5 cu 8, 13, nu? Da. 13, 1 îl păstrăm. Și 0. 9 și 1, 10. 10, da? 0. 1 și 1. Deci 0. 1103. Încă o dată, am zis 13. Aici am făcut 10, 0 și 1 l-am păstrat și a rămas 1, 1, da? 1103. Așa a fost? Da. Bine. Și egal mai departe cum? Egal cu 12 minus 3. 12 minus 3? 9. 9, corect. 15 minus 3. Dar de ce 15? 5. 5 minus 0? Da. E 5. Și 2... Nu. Era... Așa. 12 minus... A, nu. Deci... Am ajuns la 6. La 6 am ajuns și care era aici 5, nu? 5, da. Și l-am pus pe 5. Și acum 2 scăzut 1, 1. Și 1 scăzut 1, nimic. 159. Da, dincolo. Am greșit undeva. Deci e un calcul greșit. Faptul că nu ne-a dat același lucru, e un calcul greșit. Hai să ne uităm din nou. Ăsta tocmai l-am terminat. Da. Ai plătit sus o fi greșeală. Hai să vedem sus. Păi 17 minus 8. 17. Unde e 17? Păi, asta, acolo. Ultima scădere, da? Da. Bine. 17 minus 8 e 9. 9. Bine. După, ne-a rămas 6. 6. Cum să fie rămâne 6? Mai puțin. 4. 4. Așa. 14 minus 9. 5. Bun. A, ne-a rămas 1. Asta e. Asta e. Fost neatenți.
rămas 1. Vezi? Ei trebuie să dea altceva răspuns. Undeva se greșește. De aceea ne întoarcem înapoi. Mergem mai departe. A, B, C. C. 986. Minus 937. Minus. Deci 986, ai zis? Da. 986 minus 237. 237. Minus 16, egal cu... Ia, fă tu calculul și să vezi, vezi dacă îți dă același lucru și pe partea și pe alta. Vorbește concret, acolo eu nu mai urmăresc. Tu trebuie să ajungi la același rezultat. Păi, nu putem să facem 6 minus 7, adică facem 16. 16 minus 7. Da. Și e...